Golden Hour cu Jesse la Gold FM. Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție, Golden Hour. Astăzi l-am invitat alături de mine pe doctorul Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, să ne spună mai multe despre ce înseamnă una dintre cele mai cunoscute terapii energetice de vindecare, Reiki, cum funcționează, dar și cum ne poate ajuta ea să ne îmbunătățim viața. Stați alături de noi în continuare pentru că vom discuta și despre care sunt cauzele spirituale ale crizelor pe care le traversăm, dar și cum ne regăsim echilibrul mental și spiritual, bineînțeles, în fața acestor provocări. Nu uitați că puteți să-i adresați întrebări invitatului meu în secțiunea de comentarii de pe pagina noastră de Facebook sau prin SMS. Dacă doriți să ne vedeți, o puteți face tot acolo, pe Facebook-ul Radio Gold FM, dar și pe noua platformă goldtv.ro. Revin la invitatul meu și îi spun bună seara, domnule doctor Ovidiu Dragoș Argeșanu, și bine ați venit la Golden Hour! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat invitația mea de a participa la această emisiune și sunt convinsă că ascultătorilor noștri le va prinde foarte bine tot ce să ne spuneți în seara asta. Sunteți maestru Reiki, așa că vreau să ne povestiți ce înseamnă această tehnică de vindecare și care sunt principiile după care funcționează. Da, am devenit maestru Reiki de ceva timp, am peste 20 de ani. Și motivul pentru care am mers pe calea asta Reiki, printre altele, că nu e o singură cale, este pentru că înainte, ca orice român interesat de spiritualitate, am mers pe calea ortodoxă. Și nu pot să spun că am părăsit calea ortodoxă pentru că sfinții ortodoxi îmi sunt dragi, mănăstirile îmi sunt dragi, deci eu merg și acolo. Aș putea să vorbesc despre asta și astăzi. Dar e ceva ce s-a pierdut. Și anume, dacă în creștinism se vorbea despre vindecarea prin punerea palmelor și în taina Sfântului Masu se vorbește despre și punând mâinile pe bolnavii se vor vindeca. Ei, această vindecare prin punerea palmelor s-a pierdut în creștinism. Adică la ora actuală nu se mai ocupă nimeni de vindecare prin punerea palmelor în creștinism, niciun preot. Și asta pentru că, din păcate, cunoașterea spirituală de la Mântuitorul a fost transmisă prin viuglai. Nu s-a scris nimic până la un moment dat. Dacă stăm să ne gândim că prima Evanghelie a apărut cu vreo 80 de ani după evenimente, vă dați seama că a fost ceva timp. Așa că cunoașterea spirituală pe care au primit-o episcopii, preoții și în primul rând apostolii s-a pierdut. Ținând cont că noi suntem dotați cu uitare, evident că de 2000 de ani încoace, dacă stai să te gândești că au fost cel puțin 50 de generații de preoți, s-a pierdut această cunoaștere, a fost ca și telefonul fără fir. Ei, Reiki-ul a plecat tocmai de la un om care și-a dorit să redescopere această terapie prin punerea palmelor și maestru Mikao Sui s-a dus și a ținut post negru, nu 40 de zile, ci 21 de zile, încercând să redescopere această terapie prin punerea palmelor. Mă rog, și el a început să facă vindecări. Reiki nu s-a avut o religie, a apărut în Japonia tocmai pentru că la japonezi nu trebuie să fii de o religie. Poți să te duci să, adică poți să fii și shintoist, și budist, și creștin, și musulman în același timp. Deci ei nu au această idee că cineva deține calea spirituală sau că e unica. Și drept urmare, cred că de asta a apărut la japonezi, pentru că ei nu au această limitare a unei religii.
Ei caută adevărul și căutând adevărul, adevărul poți să-l găsești oriunde și fiecare deține părticile de adevăr, nimeni nu-l deține cu un preț. Așa că, pentru că am stat foarte mult în mănăstire și studiind vindecările prin exorcizare la Wow. Cernica, în Părintele Argatu, da, am descoperit o limită, o limită a exorcizărilor, pentru că nu toate bolile sunt trebuie să fie exorcizate. Și într-o zi am descoperit o carte. Și m-a frapat, aveam această sensibilitate pe atunci, însă am observat că această carte e plină de lumină. Și atunci am luat, era cartea maestrului Hristenko, cartea de Reiki tradițional. El a fost primul meu maestru. Și m-am dus frumos acasă și m-am apucat să citesc. Evident, prima mea încercare a fost să văd ce se întâmplă dacă fac acele simboluri și surpriza mea a fost că se deschid ceruri, adică se deschid dimensiuni. Eu știam să fac treaba asta, că înveți în mănăstire cum să deschizi către lumină, cum să aprinzi lumânări, cum să te rogi și începi să simți cum se deschid cerurile la liturghie. Dar m-a frapat că niște simboluri pot să deschidă dimensiuni pe care noi le deschideam doar prin rugăciune sau prin rugăciunea începătoare. Atunci am început să studiez Reiki-ul. Pe vremea eram medic și lucram pe secția de psihiatrie la Spitalul Obreja și m-a frapat faptul că era foarte eficient. Apropo de curățarea pacienților, adică ceea ce făceam mai greu înainte, mă refer la curățări, la Curățări procesele de energetice, nu? curățare energetice, da, pe care le făceam mai mult prin ritualuri ortodoxe. Nu, 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 nu făcusem încă radiestezie. Radiestezie am făcut după vreo 2 ani după ce am făcut Reiki. Mi s-a părut interesant că tot ce puteam să fac până atunci am început să pot să fac mai ușor. Adică potența această capacitate. Ăsta este avantajul, cred că, al Reiki-ului, că nefiind o religie și nefiind conectat către, eu știu, o cale anume, un Dumnezeu în ceva, se adaptează oricărei religii. Adică oricine poate să facă Reiki fără să își, cum să spun eu, fără să Își își piardă nege cumva credința. religia în care, sau să trădeze credința în care s-a născut. Adică eu am observat oamenii că, ba din contră, s-au apropiat mai mult de creștinism pentru că au început să simtă mai bine tot ce înseamnă slujbe ortodoxe, tot ce înseamnă tainele ortodoxe, tot ce înseamnă sfinții, moaște, locul sfânt, locurile sfinte. Adică, paradoxal, eu am făcut inițieri și Reiki, și aceste inițiere rechei au dus pe oameni tot către creștinism, adică tot către ortodoxie. Adică oamenii au început să înțeleagă de fapt ce înseamnă creștinismul, care, mă rog, până atunci e un pic dogmatic și departe de gândirea noastră de azi. Și Așa totuși, că, spuneți. mă scuzați că vă întrerup. De ce ați ales Reiki și nu altă metodă? Pentru că știm cu toții că mai sunt. Uite, de exemplu, eu am studiat acum câțiva ani Prananadi. Cum Și ce ați se știut întâmplă? că Reiki Pe e mine cea mă mai bună? interesează, nu e vorba de cea mai bună. E vorba că eu am început cu Reiki, după aia am făcut radiestezie și după ce am făcut radiestezie am început să verific, apropo de eficiență. Reiki e foarte eficient. Ori pe mine mă interesează să poți să ajuți un om cât mai repede posibil și în pași cât mai scurs. De ce? Pentru că, până la urmă, nimeni nu vrea să stea în starea asta de boală, să stea bolnav. Și eu, ca medic, întotdeauna am fost supus unui timp. Trebuia să faci o anamneză în 20 de minute, trebuia să faci nu știu ce în. Și unul dintre criteriile după care un medic este eficient este timpul pe care
prin care poate să ajute un pacient. Trebuie să fie eficient. N-ai timp să stai într-o operație zeci de ore. Dacă o operație de apendicită trebuie să dureze 45 de minute sau cât durează ea, nu poți să faci în 2 ore. Și atunci, fără să fiu, am fost preocupat de eficiență. Să ajuți un om eficient. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, Reikiu are niște, cum să zic eu, e eficient. Punct. Și oricine, mă rog, a avut probleme sau, în primul rând, am testat pe mine, după aia am testat pacienți ca medic și de-abia după aceea am început să predau. Adică eu am stat pe secție o perioadă lungă de timp în care am putut să verific eficiența lui. Știu Cel că puțin. sunt anumite stadii de pregătire, nu? Sunt Sunt anumite grade, depinde fiecare grade, da. de unde. Sunt anumite grade și fiecare reprezintă, să zic eu, etape în evoluția ta ca individ. Problema este că fiecare etapă te pregătește. Prima oară să ai grijă de tine, după aia să începi să-ți aranjezi și tu să fii co-creatorul propriei tale vieți, că asta e important. Unul dintre lucrurile pe care le înveți în Reiki este că nu trebuie să stai așa, că să-ți pice paramăreață, că ți-o dă Dumnezeu, ci să înveți că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Și mai e un lucru, și noi avem de învățat pe lumea asta să ne descurcăm singuri. Cine vrea un copil, să crească un copil care este tot timpul dependent de părinte? Nimeni nu vrea, nu? Ei, așa e și Dumnezeu, da, corect. Ascultăm de El, îi cerem ajutorul, dar El vrea să vadă și ce facem noi, de la noi înșine. Și atunci Reikiu te învață inclusiv să devii co-creatorul propriei tale vieți, evident în armonie cu cerul și cu Dumnezeu și cu lumina. Ei, în gradele astea Reiki înveți, printre altele, să te ajuți pe tine, să-ți deschizi calea, drumul, să descoperi ce este mai bun și ce este mai, cum să spun eu, care este calea ta optimă pentru tine pe planeta asta. După care încep să înveți să-i ajuți și pe alții. Reiki nu înseamnă neapărat să devii terapeut, adică nu toți devin terapeuți. Fiecare își păstrează, poate să fie cântăresc, poate să fie profesor, poate să fie medic, poate să fie orice. Deci, Reiki este... exact de asta vreau să vă întreb, că sunt anumite grade și la un moment dat ajungi să fii maestru. Poate oricine să devină maestru sau te poți opri la un anumit grad cât simți tu că până acolo Poți să te trebuie să oprești. mergi și să studiezi? Tu poți să te oprești unde vrei. Reiki, spre deosebire alte religii, că asta e frumusețea lui, nu te obligă la nimic. N-ai voie să faci rău, dar nu te obligă nici să nu mănânci carne, nici să postești, nici să te rogi, nici să... Îți spune că e bine să fii recunoscător Universului, Cerului, maeștrilor precedenți, dar nu te obligă nimeni să te rogi nimănui. Te învață cum să intri în armonie cu natura, dar nu te obligă, nu e o lege că n-ai voie să... Dar știți care e avantajul? Pe măsură ce stai în lumină, începi să dai tu la o parte lucrurile care nu sunt ok. Adică, efectiv, mergi ce mergi și la un moment dat descoperi că ceva nu e în regulă și că nu-ți face bine. Și abia atunci renunți la el, dar renunți tu de bunăvoie, nu te obligă cineva sau că te obligă o lege. Deci, nu-ți creează frustrări că nu poți să mănânci sau că nu poți să bei sau că nu poți să fumezi. Renunți tu când ești pregătit să renunți la acel ceva. Și ăsta este marele avantaj, pentru că toate căile spirituale de când până acum sunt restrictive. N-ai voie să ai 600 de legi, 1000 de legi pe care n-ai voie să le calci. Nu, Reikiu zice, fă ce crezi, dar vezi dacă îți place, fă dacă nu îți place, nu mai. Adică avantajul cu Reiki este că nu poți să faci rău cu Reiki, că toată lumea întreabă treaba asta, dar n-ai cum să faci rău cu Reiki. Asta de ce? Vreau să vă întreb și eu dacă se pot nu face e adevărat. Negative. Când se spune că un maestru Reiki face rău, n-are cum să facă rău cu Reiki. De ce? Pentru că lumina la care ai acces
În momentul în care dacă tu începi să o folosești în rău, ți se închide. Adică nu există că tu poți, e ca și cum ai spune că folosești puterea lui Dumnezeu în rău. Păi dacă folosești puterea lui Dumnezeu, ce, Dumnezeu nu poate să-ți închidă conducta dacă tu faci belele? Poți să faci cunoașterea în rău, poți să folosești energia ta în rău, dar în niciun caz nu poți să folosești Reiki-ul în rău. Asta ține de... Și chiar dacă să zicem că cineva începe să folosească lumina la un moment dat în rău, la un moment dat îl deconectează cineva de acolo, pentru că nimeni nu dă voie să folosești tu ceea lui Dumnezeu în rău. Plus da. că această lumină, știți, se punea problema că am fost chemat odată la o televiziune să fac niște emisiuni și mi s-a spus așa, domnule, zice, putem să vorbim de orice, dar să nu vorbim de lumină. Păi de ce să nu vorbim de lumină? Păi zice că lumina e a bisericii. Domnule, e a creștinismului. Lumina nu e a nimănui. Lumina e a lui Dumnezeu și atât. Deci tot universul ăsta material e lumină. Da? N-a descoperit-o creștinismul și nici măcar Iisus. Lumina exista înainte să nască el și o să existe cu mult timp după ce nu va mai fi planeta Pământ. Deci energia, lumina exista dinainte să existe universul ăsta material. Și atunci nimeni nu poate să... Sunt unii care au încercat să pună stăpânirea pe lumină. Nu există așa ceva. Energia asta și mahomedanii au acces la lumină, și budiștii au acces la lumină, și evreii au acces la lumină. Fiecare la nivelul lui, la nivelul lui de înțelegere. Adică eu am avut surpriza să întâlnesc musulmani care aveau lumină interioară mai mare decât ortodoxi. Am avut surpriza să întâlnesc budiști cu lumină mai mare decât creștini ortodoxi. Așa că nu e ține de o religie, ci ține de indivizi, de credința lor și de înțelegerea lor a luminii și a întunericului. Asta e tot. Ei, ideea este că avantajul Reiki-ului este că îți dă accesul la lumină, lucru care este restricționat în alte părți. În alte părți nu ai acces la lumină decât dacă. Nu. Inițial Reiki îți dă acces la lumină. Ce faci tu după aia cu ea? Nivelul la care ajungi este strict meritul tău. Adică, știți că eu le spun de multe ori, că toți sunt mulți care vor să vină să facă inițieri cu mine. Zic, bă, e important cine e maestrul tău. Hai să nu zicem chiar așa. Sigur. Dar e important ce faci tu cu asta. Pentru că toată lumea, tot orice român a ajuns de a auzi de Arsenie Boca, corect? Da. Dar cine știe pe episcopul care l-a făcut preot pe Arsenie Boca? Îmi mai țineți minte? Cineva? Nu știe nimeni. Ați înțeles? El a primit o inițiere, a primit preoția de la un episcop. E important episcopul care a dat inițierea? Da, bănuiesc că e important, dar nu mai știe nimeni de el. Cine e important? Arsenie Boga. De ce? Pentru că el a luat această inițiere și a făcut ceva cu ea. Așa e și cu Reiki-ul. Sunt o grămadă de oameni care își au inițiere sau ajung maestri, dar după aia nu mai fac nimic cu lumina asta. Adică, în sensul că să ajute alți oameni, să se ajute pe ei, să ajute planeta, etc. Toate astea. Și atunci, da, important de unde ți-e inițierea. Pentru că e important de la cine vezi, dar e important și ce faci tu cu ea. Sigur că da. De la ce vârstă se poate învăța această tehnică? Există o limită? Eu fac Reiki încep de la naștere la copii. De ce? Primesc niște ghizi care ajută pe calea lor spirituală. Aha. Și primi niște ghizi care ajută pe calea lor spirituală, care poate să fie orice, este bine să evolueze. Este bine să aibă un start bun. Trăim într-o lume destul de nebunatică. Și trăind într-o lume de genul ăsta, e bine să ai niște ghizi care au grijă de tine. Și atunci eu recomand să facă Reiki de la orice vârstă. Bineînțeles, și pot să facă și botez ortodox, eu n-am nimic împotrivă. Pentru mine nu e o
cum să zic eu, nu e o contradicție să fii și ortodox, să faci și reiki, să faci radiestezie, să faci și qigong. Pentru că în artele marțiale, dacă faci un singur stil, nu o să fii niciodată un luptător bun. Pe când dacă faci de toate, de exemplu, în arte marțiale, dacă iei boxul de la, deci brațele de la box, picioarele de la taekwondo, eu știu, jiu-jitsu brazilian pentru sol, judo pentru secerări, ușu pentru diverse tehnici de preluare, devii un luptător bun. Dacă tu faci un singur stil, nu o să fii niciodată un luptător bun. Cam așa e și în lumea spirituală. Fiecare școală spirituală, pentru că pentru mine toate sunt școli spirituale. Că ești creștin, că ești budist, că ești musulman, că ești evreu, sunt școli spirituale. Eu nu confund școlile spirituale cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e și pe plajă, da? Dar și în biserică. Și atunci și în spațiu unde nu e nicio biserică ortodoxă, tot Dumnezeu e. Adică pe lună, să zicem. E și acolo Dumnezeu. Și atunci, pentru mine toate sunt școli spirituale. Depinde de tine să ai capacitatea de a lua ceea ce este bun de la fiecare școală spirituală de genul ăsta. Da, am auzit unii oameni spunând și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care probabil că nu cunosc foarte bine aceste tehnici de vindecare, că atunci când vindeci cu o tehnică de vindecare pe alți oameni, tu practic îți consumi din energia ta și rămâi fără. Este adevărat? Nu este adevărat. În primul rând, Reiki-ul ca sistem conectează la sursa de lumină universală. Aceasta e sursa de lumină universală, e infinită. Da? E Dumnezeu, e Duhul Sfânt. Toate credințele, toate religiile conectează la aceeași sursă universală, numai că fiecare și ea e ca și cum m-aș conecta mai aproape sau mai departe de sursa de lumină. Dar toate se conectează tot acolo. E, când tu faci terapie, tu nu dai din energia ta, tu dai din lumina aia, care e pentru oameni, de la Dumnezeu pentru oameni. Este adevărat că dacă sari calul și faci mai mulți pacienți decât poți, mai mulți decât începi să dai din energia ta vitală, corect, și asta se întâmplă de multe ori oamenilor. Dar așa pățesc și preoții, dacă, cum era Părintele Arcadiu, păi dacă el făcea slujbe dimineață până seară și avea zeci de oameni, normal că dădea și în energia lui. Automat sunt terapeuți care lucrează dimineață până seară. Mi s-a întâmplat și mie când te ia așa de cap și nu mai știi și efectiv lucrezi și chiar nu e ok. E, atunci dai din energia ta, dar nu tot timpul. Deci tu poți să fii doar o conductă prin care lumina se duce către omul respectiv și ideea e să-i dai cât, nu cât vrea sau poate el lua, ci cât are voie și poți tu să-i dai, că el poate să aibă nevoie de mult, dar te distrugi tu pe tine. Și atunci soluția este să am acea limită prin care dau unui om din energie, dar eu sunt doar un canal prin care vine lumina către el. Și după aia mai e o chestie. Evident că la început, când începi, activarea simbolurilor sau cât poți tu să stai ca și canal sau fluxul de lumină pe care îl transmiți tu ca și spirit e mai mic. Dar pe măsură ce crești ca putere, ca și flux de energie pe care poți să-l transmiți prin palme, asta se crește în timp prin exercițiu, atunci e clar că nu mai ai nevoie de atât timp ca să dai lumină unui om sau să-l cureți. Adică totul ține de experiența și capacitatea ta de a transmite lumină. Deci, repet, tu ești doar o conductă care cu timpul dai drumul luminii să curgă mai mult prin tine. Atât, nu dai de la tine. Dacă dai de la tine, mori. Punct. E simplu. Exact. Așa că este o prostie, aparent, această treabă și de aceea am Nu. fost și să o și Nu, e lămurim. o frică nejustificată. Într-adevăr, când dai lumină, poți să preiei din energia negativă a oamenilor cu care dai lumină. Corect. Dar nimeni nu o să vină la tine să-și ceară ajutorul dacă tu nu poți să-i dai sau dacă nu are de unde să ia. Adică trebuie să înțelegeți un lucru, ca să încerc să-l explic și eu la terapeuții pe care îi formez. Un om vine la tine dacă are ce lua. Dacă nu are, nu Exact. vine. Adică, clar,
Omul vine la tine pentru că simte că tu poți să-l ajuți. Că îi dai lumină, că îi dai din tine, că el simte, el își ia. Problema este să ai tu să-i dai. Dacă ai să-i dai, vine. Dacă n-ai să-i dai, nu mai vine. Pentru că omul simte dacă a fost sau nu ajutat. Da? Sunt oameni care vin la mine după 20 de ani. Că au avut probleme acum 20 de ani și vin după 20 de ani că încep să aibă probleme. De ce? Pentru că știu că pot să-i ajut. Simt. Adică e foarte important să înțelegi că de fapt tu ești un ulcior care te umpli cu lumină, omul ăla are probleme pentru că s-a încărcat cu întuneric și el vine de fapt să-și ia ce are el nevoie. Evident că ție poate că îți rămâne partea cealaltă, dar este treaba ta ca terapeut să o rezolvi. Pentru că e scris, voi cei puternici purtați poveile celor slabe, adică nu, în momentul în care devii terapeut, tu îți asumi că preiei din problemele celorlalți și că le rezolvi. Dacă nu le rezolvi, le plătești tu. Da, e omul vine la tine tocmai ca să-ți lase ție sacul cu probleme, nu ca să vină degeaba, că altfel nu mai vine. E foarte simplu. Că se spunea problema că da, că se apar tot felul de terapeuți. Da, e adevărat. Dar nimeni nu o să ducă la un terapeut dacă nu simte că are ceva de luat de acolo. Și dacă se simte, să ducă să... Pentru că vindecarea Dumnezeu o rânduie de la cine o iei. Poți să o iei de la un preot, poți să o iei de la un șaman, poți să o iei din Peru, poți să o iei de la un român sau depinde de unde. Fiecare își găsește vindecarea acolo unde rânduie Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb acum, care sunt beneficiile practicării acestei tehnici și practic ce putem exact vindeca prin Reiki? Știți, Reiki nu este un panaceu universal și vreau să înțeleg asta. Pentru că n-aș vrea să creadă că gata, dacă faci Reiki, te poți vindeca de orice. Nu. Pentru că există boli karmice pe care nu o să le vindece nici Dumnezeu. De ce? Pentru că omul respectiv trebuie să ducă crucea aia. Adică sunt plăți karmice, boala e o platformă de plată karmică, o lecție. Și atunci dacă, mă rog, un spirit a făcut probleme în alte vieți, n-are decât să-și ducă această cruce. Până când? Până își plătește ce are de plătit. Reiki, eu am văzut într-adevăr Reiki vindecând multe, dar să știți că Reiki nu vindecă boala, ci omul. Adică, știți ce mi-a plăcut mie la Reiki? Faptul că pe mine mă... Când aud un terapeut spunând, eu am vindecat cancere și am vindecat nu știu ce boli, pe mine mă apucă râsul. Pentru că un om nu se vindecă cu adevărat decât în momentul în care înțelege el. Tu ca terapeut nu poți să vindeci nimic. Tu poți să-l ajuți să-l pui într-o stare de vindecare. Dar dacă el nu ți-o schimbă, degeaba. Pică într-o boală mai gravă, mai târziu. De ce? Pentru că vindecarea aia nu este eficientă, nu e corectă. Deci pe mine mă interesează, eu n-am căutat vindecarea oamenilor, am făcut asta la început, știți, când vrei să fii un consacrat, mai avem păsărele în cap, în cât timp vindeci o boală, tâmpenii de genul ăsta. Și după aia mi-am dat seama că degeaba vindeci boala respectivă, că omul se întoarce la viața dinainte, nu înțelege nimic de ce i s-a întâmplat și se îmbolnăvește și mai grav și are recădere. Și atunci am înțeles că sensul nu este vindecarea fizică, ci vindecarea spiritului și a sufletului omului respectiv. Și atunci, cea mai importantă în vindecare nu este terapia, ci educația pacientului. Dacă omul înțelege de ce i s-a întâmplat boala aia, își cere iertare, își plătește ce a greșit, se vindecă sigur. Ați înțeles? Dar dacă nici nu înțelege, nici nu cere iertare și nici nu se schimbă, are toate șansele să rămână cu ea. Și chiar dacă îl vindecă cineva, că sunt terapeuți care își pun ambiția asta să vindece un om. Corect, îl vindecă și nu e mare lucru, să știți. E ca și cum ai spăla o mașină. Da? Ai spălat-o, ai reparat-o. Dom'le, dar dacă eu degeaba repar mașina și o spăl, dacă șoferul intră cu ea în primul pom. Înțelegeți? Bineînțeles. Adică omul e ca precum șoferul unei mașini și când intră cu ea în pom, când nu-i dă benzina care trebuie, când
nu merge cum e acum trebuie. În momentul respectiv, mașina se strică. Mașina omului, corpul, se strică pentru că șoferul nu e bun. Înțelegeți? Mașina e făcută perfectă de Dumnezeu. Corpul nostru e făcut perfect. Gândurile noastre, emoțiile noastre, tâmpenile noastre din cap până îmbolnăvesc. Păi și degeaba îi vindeci corpul dacă nu îi vindeci spiritul. Pentru că aceleași prostii care vin repetitiv se vor aduna din nou și iar bubuie pe altă parte și o să se îmbolnăvească din nou. Și după aceea o să dea vina pe cine? Pe terapeut că nu l-a vindecat ca lumea. Nu. Terapeutul și-a făcut treaba. Dar când tu nu te schimbi, te duci în aceeași... Deci ca și mai spune, m-a spălat, dar m-a murdărit din cauza lor. Nu e adevărat. Noi ne murdărim singuri, cu tâmpenii noastre pe care nu le înțelegem, etc. De asta e foarte importantă în vindecarea omului, evoluția lui, schimbarea lui ca spirit, să înțeleagă principiile, să înțeleagă legile spirituale care guvernează lumea și viața. Că dacă tu îi dai cu capul un perete în loc să te deschizi ușa, bă, nu e de vinovat nici dracu, nici nimeni. Tu ai cucui că ai dat cu capul în perete. Dacă și omul ți arată cineva ușa și tu te duci iar cu capul în perete, băi, nu e de vină ăla care ți-a arătat ușa, ci de vină că te-ai cu capul în perete. Și cam așa sunt bolile. Bolile sunt capete în pereți pe care le dăm singuri. Punct. Da. Spuneați mai devreme că atunci când începi să studiezi Reiki, primești o inițiere. Ce se schimbă, de fapt, în noi după ce primim această inițiere? Sunt câteva lucruri pe care se întâmplă în inițieri. Unu, este nu, în Reiki se cheamă suflul dragonului. Există suflul dragonului, există suflul roz, există simbolurile care se pun în palme. Simbolurile care se pun în palme, de fapt, folosesc energia acelor simboluri și acele simboluri se duc la nivelul corpului spiritual. Deci alea rămân în corpul spiritual. Simbolul ăla sunt simbolul de vibrație mare. Și asta înseamnă că în momentul în care eu desenez simbolul, deja pot să le activez. Există ceea ce se numește în inițiere suflul dragonului și aia se suflă pe chakra coroanei și aia, mă rog, e un simbol daikomyo tibetan și care este un simbol de vibrație mai mare. Este un simbol de culoare violet, alb violet. E, simbolurile astea, în momentul în care sunt făcute în corp, curăță corpul din interior spre exterior. Adică, odată ce au intrat simbolurile în corpul fizic, atunci iese în afară întunericul. Și iese în afară întunericul. De ce? Pentru că boala în corp nu stă în lumină. Stă în întunericul din noi. Și ăsta e, de fapt, și principiul botezului ortodox. Când se face botezul ortodox și se face minungele aia, știți, copilul, când e și pe ochi, și pe urechi, și pe gură, și pe nas, și pe umeri, și pe coate, de fapt, simbolul crucii este pus pe toți centrii energetici și principali și secundari, astfel încât în zona respectivă devine ca un filtru. Nu mai intră decât lumină. Intră numai lumină, atunci copilul se eliberează de întuneric și iese întunericul din corp. Asta face ca să nu mai intre. Deci există o strânsă legătură între întuneric, entitățile bolii, boală. E, așa cum e și la botez când se fac simbolurile, dar în Reiki se fac pe palme, mă rog, și în câțiva centri energetici de bază, atunci energia, lumina care vine de la nivelul simbolurilor respective, începe să curețe corpul din interior și de vindecare, adică când se eliberează, că noi avem o grămadă de chestii, toxine, cum se cheamă, tot ce am acumulat noi din eurile alimentare, deci sunt o grămadă de mizerii în noi, în celule, în corp, în meridiane, în tot ce înseamnă corpul uman. Ei, când dai drumul la mine, asta începe să se elibereze și se eliberează prin urină, prin fecale, prin, eu știu, curgerea nasului, menstruație, etc. Deci există o perioadă de 21 de zile după inițiere, când se eliberează toate
toate energiile astea negative din noi pe care le-am acumulat în timpul vieții. Ei, și aia poate să aibă, mă rog, niște manifestări nu tocmai plăcute, dar nu e obligatoriu. De obicei, eu chem la inițier oameni pe care i-am curățat înainte, special ca să nu treacă prin această criză de vindecare. Ea apare la cei care nu au făcut terapie și nu au făcut o pregătire prealabilă pentru iniție. Dar în principal sunt simbole și după aia se primesc ghizii. Ghizii din Reiki, care sunt spirite de lumină. Spirite astea de lumină te duc acolo unde este lumină. Lumină înseamnă un munte, lumină înseamnă un portal, lumină înseamnă o biserică, lumină poate să însemne o moschee sau un templu budist, pentru că, știți, numai noi avem păsările de asta cu apropo de religii. Îngerii se duc acolo unde sunt oamenii credincioși. Adică, mie îmi place să mă mai conectez la îngeri și m-am dus la Ierusalim, la Istanbul, în pandemie, și m-am dus la Sfânta Sofia. Și acolo, mă rog, ștersesele tot ce era pe Sfânta Sofia și rămăseseră doar serafimii, îngerii cu șase aripi. Și m-am conectat la ei și zic, bă, zic, vă, nu vă pare rău că sunt doar musulmani aici și nu mai sunt creștini? Zice, nu. Dar zic, cum? Deci aici sunt oameni credincioși, vin și se roagă din ce ori pe zi, zice, vin, au cărți, sunt oameni buni. Nu toți răi sunt oameni, sunt răi. Ori pe noi ne interesează oamenii care se roagă lui Dumnezeu. Punct. Deci, ceea ce e important pentru îngeri nu este în ce religie ești, ci ce faci. Contează credința, da. Credința. Și oamenii respectiv, deci pe mine m-au surprins foarte tare. Se rugau, posteau, țineau alea. Ei, așa e și la noi. Deci sunt importanți creștinii. Da. Înțelegi? Sunt importanți cei care sunt practicanți. Foarte mulți sunt practicanți doar cu numele, sunt ortodoxi cu numele. Dar practica ortodoxă înseamnă cu mult mai mult. Înseamnă postul, înseamnă rămânerea aprinsă, înseamnă dezlegările, înseamnă masurile, înseamnă pomenile pentru strămoși. Deci dacă cineva ar face cu adevărat ortodoxie, n-ar mai avea probleme de karmă, n-ar mai avea probleme de boală, pentru că sunt cuprinse asta în ortodoxie, dar fiecare lucru pe care nu-l faci, automat îți creează probleme. De asta, mă rog, cert este că cei care au făcut Reiki au început să reînvețe ortodoxia, că încep să înțelegi principiile creștinismului care s-au pierdut în timp. Credeți că situația prin care trecem, o traversează acum omenirea, este un fel de karmă? Practic ne confruntăm cu o criză, da, energetică. Lângă noi are loc un război. Toate acestea după ce am trecut prin 2 ani de pandemie care ne-a bulversat. Este cumva o karmă a lumii, a pământului? Știți ce se întâmplă? Cea mai mare problemă a omenirii e că a uitat de Dumnezeu. Și în momentul în care uiți de Dumnezeu, e firesc să apară balamuc. De ce? Să știți că Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu te lasă mult timp, pentru că intenția lui, știți cum e, cum Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, și ci îndreptarea lui. Dar gândiți-vă la Occident. Occidentul a avut de toate. De toate. Da? Nu pot să compar România cu cei în Occident, pentru cine a fost sau. E, și gândiți-vă că mănăstirile și bisericile sunt goale. Eu am văzut mănăstiri părăsite în Franța. E, și gândiți-vă la următorul aspect. Corect. Aici nu se pune problema de obligație. Dumnezeu nu te obligă. Iubirea nu poate să fie obligatorie. Dar gândiți-vă că Dumnezeu le-a dat la toți oamenii viață, suflet, să trăiască. Sufletul e al lui Dumnezeu. Sufletul e darul divin al vieții pentru fiecare om care se naște. Și automat tu nu îi dai nimic lui Dumnezeu înapoi. Bun, nu se întâmplă nimic. Dumnezeu te lasă în pace. Dar la un moment dat l-ai consumat sufletul ăsta, că sufletul ăsta se consumă. Prin simplu fapt de a trăi, nu vorbesc de tâmpenii, de avorturi, de artificii sexuale, etc.
Vorbesc doar de faptul că trăiești și consumi. Nu mai vorbesc de karmă, de neam sau că nu se mai ocupă nimeni. Și atunci se produce un cumul de energie negativă. Păi dacă eu acumulez energie negativă, ăla acumulează energie negativă, ăla acumulează energie negativă, se face așa o bulă mare de energie negativă care este la nivel de neam, la nivel de popor. Și ghiciți ce se întâmplă cu energia asta negativă? Asta bubuie pe undeva. Explodează la un moment dat, da. Explodează pe undeva. Și unde se duce? Păi, cea mai simplă formă de plată sunt banii. Adică sărăcia. Adică foametea, adică frigul, toate astea. Pentru că ceea ce n-a înțeles Occidentul este că deci nu există o apropiere foarte mare de divinitate la nivelul Occidentului. Paradoxal, e o apropiere mai mare în partea elaltă. Da. Și ceea ce se întâmplă la ora actuală este există o luptă a Occidentului ateu. Vorbesc serios, împotriva unora care vor să-și păstreze credință și mă refer la tot ce înseamnă musulman. Că nu e vorba numai de Rusia ca țară ortodoxă. E vorba și de Rusia și de țări precum care sunt creștini, musulmane. Pentru că acum nu se pune problema. Occidentul nu se luptă numai cu Rusia. Occidentul se luptă cu creștinii și musulmanii împreună și mai rău dacă nu intră și evrei pe undeva acolo, pentru că Occidentul și ăsta cu tot ce vine din zona asta vor să impună niște standarde occidentale care încalcă drepturile religioase ale oamenilor. Și aici apare balamucul. Și îmi pare rău că spun, da, au dreptate și ei și alții. Mă refer la oamenii credincioși. Pentru ei, eu nu sunt de acord cu extreme și există extreme și în credințe religioase, dar până la urmă e liber, fiecare e liber să creadă în ce vrea el, dar nu poți să impui standardele tale unei lumi. Nu se poate. Și toți sunt liberi să. Și mai ales că, știți, de multe ori oamenii nu înțeleg care vine din exterior, vine cu niște prețuri mari. Și sunt alții care înțeleg treaba asta. Ori, da, războiul este o formă de plată karmică, e o formă de plată. Da, pandemia este o formă de plată karmică pentru că automat, prin moartea oamenilor, se plătește. Iar crizele economice, iar, sunt o formă de reașezare a banilor. Pentru că ați văzut ce s-a întâmplat în Anglia. A zis prim-ministru că dacă englezii nu vor să muncească, o să importăm mult forță de muncă de afară. Pentru că asta este problema când ai o țară, de exemplu Germania, da? Care are un sistem de învățământ extraordinar. Extraordinar. Păi da, dacă tu îl faci pe ăla să învețe ca lumea 12 sau 13 clase sau câte au ei, păi nu o să mai vrea nimeni să sape șanțuri. Că n-are cum. Și atunci, automat trebuie să-ți aduci forță. Deci un sistem de învățământ foarte bine l-a pus la punct, îți creează niște oameni care au o cunoaștere, un intelect, ăștia nu se mai vrea să muncească la munca de jos. Și atunci pe cine o să aduci? Pe cei care au 2, 3, 4, 5 clase care vin din India și mai știu eu ce și de la țară, de la noi, că se lasă de școală. Ați înțeles? Deci este inevitabil că o societate care e foarte bine dezvoltată, la un moment dat va avea probleme cu forțe de muncă, mă refer la locurile de jos. Și o să-și aducă din alte părți. Ori, asta duce la crize. Duce la crize pentru că oamenii, pe de o parte, încep să acceseze și au dreptul și pot să aibă bani și mai știu eu ce. E, plus că mai e o chestie. De exemplu, la ora actuală, foarte mulți oameni își permit să se plimbe, să facă turism. Știți Da. că asta supără pe oamenii bogați? Tu, chiar dacă ai milioane de euro, nu mai poți să te duci la piramide când vrei tu. Pentru că are
toată Toată plebea. lumea acces, da. Toată lumea acces. Nu mai poți să vizitezi Maia. Pentru că sunt 40 de vase acolo, de 40 de locuri. Înțelegeți? Știți cum sunt Carama Maia la noi. E, și atunci asta supără foarte multă lume. De asta, unul dintre motivele pentru care a început pandemia este supărarea oamenilor bogați care nu mai au loc. Ceilalți mai puțin bogați. Și se cred superiori. Înțelegeți? Și aici apare o problemă. Iar sărăcia este o formă de plată karmică. De fapt, acum se reașează averi, se reașează lucruri. Era firesc. Deci, în momentul în care există un buboi, și buboi există de mult pe planeta asta, buboi între Rusia și SUA e de când e lume. Acum a explodat. Punct. Era previzibil pentru oricine vede și înțelege cât de cât politică externă. Că era previzibil. Da. Și asta e tot. Noi suntem doar prinși la mijloc. Ceea ce nu e rău, pentru că știți cum e? Noi tot timpul am fost în războaie. Deci eu cred că e starea naturală a poporului ăsta să fie la limita dintre puteri. Și automat vom vedea ce ne rânduiește nouă Dumnezeu. Știți cum e cu de-o fi una, de-o fi alta, ce este și pentru noi. Bucuroși le-om duce. Cum facem totuși în această perioadă agitată să ne găsim echilibru mental și emoțional? Pentru că apar tot felul de depresii, de atacuri de panică. Aud foarte multă lume care se confruntă cu aceste lucruri, mai ales în perioada asta. Știi ce se întâmplă? Perioadele de criză și perioadele numai de criză, pandemia, cum a fost pandemia. Da. Pandemia reprezintă plăți karmice rapide, de neam. Și asta înseamnă că oamenii pierd din suflet. Pierderea de suflet duce la scăderea rezistenței la atacurile emoționale. Atacul de panică este de fapt o energie care vine pe chakra inimii și care influențează sufletul. O frică inexplicabilă. Plus că, nu uitați că toate televiziunile n-au făcut altceva decât să dească, să susțină și să amplifice frica. Toate, toate. Și au fost plătite pentru asta, că noi știm, nu? Că ăștia mari au fost plătiți. Bun. Au primit subvenții. Bun, ei au fost plătiți să ducă campania asta de frică, de vaccinare, de toate alea. Bun. Problema este că oamenii nu au înțelegere apropo de ce este frica și faptul că e o energie și o informație. Asta nu îi afectează pe oamenii credincioși. Oamenii care sunt cu adevărat credincioși, care știu că bă, nu se poate întâmpla nimic dacă nu vrea Dumnezeu, s-au dus frumos la biserică, s-au rugat și nici măcar n-au purtat mască. Deci am oameni în vârstă pe care îi cunosc, nu o să dau nume, dar nici măcar n-au purtat mască. Au găsit pretexte, că au astfel, că nu putea să zică nimic la unul la 80 de ani, că nu poartă mască, dacă de-abia respiră fără, ce să-i mai pui mască? E, și trăiesc și acum. Și atunci, pe cine i-a luat? Pe ăștia că le frică, până la urmă. Și atunci, cea mai bună soluție este rugăciunea și postul și lumânările aprinse. În momentul în care ai o frică, trebuie să te rogi până când dispare frica respectivă. De exemplu, în Reiki se spune că trebuie să dai lumină fricii tale până în momentul în care dispare frica. În momentul în care a dispărut frica, s-a încheiat și cu energia din sufletul tău. Practic, și frica este întuneric. Frica este o parte de o energie și informație care se agață de sufletul tău. În momentul în care te-ai rugat, ai aprins lumânări, eu știu, te-ai împărtășit, te-ai închinat, te-ai dat cu mine, aia fuge. Dacă tu o ții în tine, e problema ta. Adică frica, în mod normal, nu e de la Dumnezeu. Și mai o chestie. Se spune, Sfântul Antonie cel mai zicea, mie nu mi-e teamă de Dumnezeu, mie nu mi-e frică de Dumnezeu.
Și eu îl iubesc pe Dumnezeu și iubirea izgonește afară frica. Și mi-a rămas în cap chestia asta cu iubirea izgonește afară frica. Iubirea de ce? De orice. Cât ți-e frică, înseamnă că acolo nu e iubire. Cât e atac de panică, acolo nu e iubire. Doamne, dacă e iubire, dispare atacul de panică. Da, foarte frumos. O vorbă foarte frumoasă. Da. Da. Bun, când credeți totuși că vom depăși toată această perioadă agitată? Pentru că odată și odată tot trebuie să se termine și să ne învățăm lecțiile până la urmă, nu? Știți ce se întâmplă? Până nu se pună la masa tratativelor Rusia și cu Statele Unite, că ei sunt artizanii acestui război, Ucraina e carnea de tun, nu se termină război și vreau să spun ceva. Problema e în felul următor. Și de ce nu cred că se termină curând? Rusia nu poate să cedeze. De ce nu poate să cedeze? Pentru că Rusia, dacă cedează, înseamnă că nu mai e o mare putere. Deci nu are nicio șansă. Rusia nu poate să meargă decât mai departe. Pe de altă parte, ceilalți nu vor să cedeze pentru că au tot dintr-un material să meargă mai departe. Și atunci eu cred că va dura ceva războiul ăsta, pentru că până nu o să se pună la masă să trateze cele două mari superputeri, nu se închide războiul. Și mai o chestie. Părerea mea e că nu se va întâmpla în mandatul Biden. Deci trebuie să dispară Biden de veșnic din președinția Statelor Unite, pentru că el nu e decât o marionetă senilă a Americii, până și americanii se dezic de el. Și atunci să vedem ce o să ne aducă, dar eu nu cred că o să se schimbe ceva până când nu o să schimbe președintele Statelor Unite. Putin în niciun caz nu mai poate să dea înapoi. N-are nicio șansă. Adică e foarte simplu. Rusia n-are cum să zică stop. Pentru că a început. Dacă zice stop, asta înseamnă într-o vadă de slăbăciune, nu va mai lua nimeni în seamă vreodată și pierd parteneriatele cu China și cu țările arabe. Și atunci ei nu pot să spună stop. Ăștilalții nu pot să spună stop, pentru că a spune stop înseamnă să piardă regiunile alea rusești și atunci nimeni nu poate să spună stop. Când se va întâmpla asta? Poate după alegerile din Statele Unite, dar până atunci războiul va continua. O Rusia pregătită să ducă un război de lungă durată, pentru că așa e obișnuită Rusia. Și mai e ceva. Încă n-a căzut nicio bombă în Rusia. În momentul în care o să cadă primele bombe în Rusia, că se poate întâmpla și asta, e, atunci o să iasă balamul cu mare. Da, și pentru că suntem sub incidența prietenilor noștri de la CNA, trebuie să subliniez faptul că acestea sunt părerile dumneavoastră. Absolut, da. Da, și că, bine, trebuie să vă cer și anumite dovezi în sensul a ce ați spus. Adică, ce dovezi? Așa, ce? Având în vedere afirmațiile dumneavoastră, pentru că nu vrem să fim amendați de CNA din nou. Să vă amendeze de ce? Că Rusia este o super mare putere și că în Ucraina armele care vin din SUA, păi sunt pe toate... Sunt pe toate ziarele. De unde? Cine trimite armele în Ucraina? Nu e Statele Unite? Nu? De acolo vin? Și atunci cine e la mijloc? Da. Ucraina e la mijloc, dar în spate cine înarmează Ucraina? Nu Statele Unite? Fiecare trebuie să se informeze și să-și formeze singur părerea. Noi suntem aici doar să le... M-ai întrebat cât o să dureze și ți-am da, zis așa este. Că nu există. Deci din perspectiva mea nu se poate termina curând. Da, dumneavoastră. Perfect. Aici am vrut să ajung. Eu nu sunt clar văzător să văd da. Cât va dura. Eu sper să dureze mult, pentru că vreau să spun ceva. Dacă durează puțin, înseamnă că murim cu toți. Doamne ferește, sperăm să ne ajungem acolo. Dacă durează puțin, înseamnă că ne dă o ciupercă. Dacă ne dă o ciupercă, nu ne mai interesează pe niciuna. Așa că eu prefer să dureze cât mai mult până ajungă ăștia să înțeleagă că acolo problema nu e Ucraina. Ucraina e un stat care nici n-a existat. Da. În 26 nu exista Ucraina. Da. Sperăm să se termine totuși cât mai repede, pentru că sunt pierderi omenești. Ce se întâmplă acolo este într-adevăr un dezastru, da. Auziți, dezastru a fost și în Afganistan, și în Siria, așa dezastru e, a fost și în... Da. Peste tot.
nu l-a băgat nimeni în seamă. Îl băgăm în seamă că e aproape de noi. Dar altfel nu era nimeni interesat. Dacă tot ce se întâmplă acum se întâmpla în Irak, nu interesa pe niciun român, vă spun eu. Problema noastră e că e aproape de noi. Eu cred ați că înțeles? Ar fi eu nu, interesant. Mie nu-mi place, eu nu o să fiu ipocrit. Eu nu o să fiu ipocrit și nici nu o să spun că... Dar pe mine mă deranjează ipocriții care sunt atât de interesați de războiul ăsta, dar nu e interesant niciodată câți oameni au murit în alte părți. Dar deodată s-au trezit toți umaniști. Toată Europa e umanistă. Știți, eu sunt născut la sârbi. Da? Da. Și a fost bombardat Belgradul. A zis cineva ceva? Nu. De ce? De aia. Și atunci? Eu de asta nu cred. Eu nu cred în justiție care e făcută părtinitor. Justiția făcută părtinitor nu e justiție. De asta, din perspectiva mea, nu poate să existe, de exemplu, vine Curtea Internațională de Justiție și zice, nu știu ce, ai făcut ceva în Serbia? Nu. E făcut criminal tot pe sârbi. Dar pe cei care au atacat acolo, n-ai făcut. Atunci nu existi. E foarte simplu. Dacă justiția e valabilă doar într-un anume sens, aia nu-i justiție. Și de asta vă spun, în ceea ce ne privește, eu nu cred că, eu sper să avem niște conducători înțelepți să ne vadă, să-și vadă de treaba lor, sau dacă nu, să ducă să lupte, că nu cred că poporul român luptă, vă spun de pe acum. Da, vom vedea ce se va mai întâmpla. Domnule Argeșanu, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și ne-ați dat toate aceste informații interesante și vă mai așteptăm din nou cu drag. Ok, și dacă zice cine au ceva, trimiteți la mine ca să le dau articole să citească. Sigur că da. Eu nu prea citesc, am văzut. Bine, să vă fie de folos. Doamne ajută! O seară bună! A fost la Gold FM cu noi în Golden Hour doctorul Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog. Dragi ascultători, sper că vi s-a părut interesantă și întâlnirea din seara aceasta. Vă aștept mâine tot aici pe 96.9 FM de la ora 18 cu alți invitați de excepție. Vă invit să urmăriți emisiunea Golden Hour pe Instagram căutând Golden Hour cu Jessie, dar și pe mine, Jessie Baneș. Vă doresc o seară fantastică! Fantastică.